Deschidem Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu în Evanghelia după Marcu, la capitolul 13. Evanghelia după Marcu, la capitolul 13, și vom citi primele 13 versete. Când a ieșit Iisus din templu, unul din ucenicii lui i-a zis: Învățătorule, uită-te ce pietre și ce zidiri! Iisus i-a răspuns: Vezi tu aceste zidiri mari? Nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Apoi a șezut pe muntele măslinilor în fața templului și Petru, Iacov, Ioan și Andrei l-au întrebat deoparte: Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul când se vor împlini toate aceste lucruri? Iisus a început atunci să le spună: Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: Eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Când veți auzi despre războaie și vești de războaie, să nu vă spăimântați, căci lucrurile acestea trebuie să se întâmple, dar încă nu va fi sfârșitul. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocurile vor fi cutremure de pământ, foamete și tulburări. Aceste lucruri vor fi începutul durerilor. Luați seama la voi înșivă. Au să vă dea pe mâna soboarelor judecătorești și veți fi bătuți în sinagogi din pricina mea, veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, pentru ca să le slujiți de mărturie. Mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor. Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la ceea ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da să vorbiți în ceasul acela, căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și îi vor omorâ. Veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Amin. Capitolul 13 din Evanghelia după Marcu este răspunsul Domnului Iisus la întrebarea a patru din ucenicii lui. Când au ieșit din templu, ultima vizită a Domnului la templul din Ierusalim. N-a mai intrat niciodată în templul acela. Nici înainte de patima lui, nici după înviere. Când a ieșit din templu pentru că a fost respins și a fost respins de conducătorii religioși. Au respins planul lui Dumnezeu de mântuire și l-au respins pe Mântuitorul. Domnul a spus: casa aceasta va rămâne pustie. Urcând pe muntele măslinilor înspre partea de răsărit, ucenicii s-au uitat în urmă și au văzut măreția templului. Placat cu aur, o clădire impresionantă, un adevărat miracol arhitectonic. Unul din ucenici a exclamat și a spus: ce pietre! Și ce zidire extraordinară, ce construcție, ce monument! Și Domnul subliniază: nu va rămâne piatră pe piatră. Va fi distrus în totalitate. Această vorbă a Domnului Iisus a fost ca un șoc. Pentru că așa ceva în mintea ucenicilor, în mod cert, anunța sfârșitul lumii. Numai sfârșitul lumii poate aduce o asemenea tragedie peste Ierusalim și peste templu. Așa că îl întreabă pe Domnul: când se vor întâmpla aceste lucruri? Nu ne poți da datele de calendar. Am vrea să știm când. Și mai vrem ceva. Dă-ne și semnele premergătoare. Dă-ne toate detaliile care să ne anunțe când se apropie acel moment cataclismic. Și în loc să le spună când și care vor fi semnele, Domnul Iisus le spune cum să trăiască. Preocuparea Domnului este să-i pregătească pe ucenici și să ne pregătească pe noi cum să trăim în vederea a ceea ce se întâmplă.
Și mai întâi le spune, e important să aveți discernământ. Să aveți discernământ ca să puteți deosebi care este Hristosul adevărat și care sunt Hristoși mincinoși, impostorii. Pentru că vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul. Ca să înșele. Important este să-L cunoști pe Hristosul adevărat ca să nu te duci după Hristos falși. Lumea este plină de Hristoși falși, de impostori. Dacă nu-L cunoști pe adevăratul Hristos, vei merge după unul dintre impostori. Ne spune și Marcu, ne spune și Matei, în versetele următoare, că vor veni Hristoși mincinoși care vor face semne miraculoase. Vor face minuni mari. Cum o să știi că nu este Hristosul adevărat? În lumea celor care lucrează cu bani, este important să cunoască diferența dintre banii adevărați și banii falși. Și secretul este următorul. Slujba lor este să cunoască la perfecție banul adevărat. Slujba lor nu este să se uite la toți banii falși, că sunt atâtea variante. Să cunoască banul adevărat, bancnota adevărată. Și dacă o cunosc pe cea adevărată, imediat le detectează pe cele false. Dragilor, sunt Hristoși falși a ecranelor. Sunt Hristoși falși a tuturor apucăturilor lumea acesteia. Unul singur este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul nostru. Dacă îl cunoaștem pe El, avem discernământ. Este important să cunoaștem predicatorii adevărați de profeții mincinoși. Este important să cunoști un adevărat predicator și este important să știi cum să te ferești de profeți mincinoși. Care este predicatorul adevărat? Zice Biblia, cine vorbește să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Și de unde știu cuvintele lui Dumnezeu dacă nu procedăm ca și cei din biserica din Bereea? Când le predica apostolul Pavel, știți ce făceau? Cercetau scripturile ca să vadă dacă ce predică apostolul Pavel este corect după Biblie. Asta înseamnă că cei din Bereea mergeau cu Biblia la biserică. Și în timp ce Pavel predica, ei se uitau în Scriptură ca să vadă dacă ce predică este adevărat. Domnul Iisus spune, cercetați Scripturile căci ele vorbesc despre mine. Dacă suntem analfabeți biblic, dacă nu cunoaștem Scripturile, vom merge după tot felul de impostori și șarlatani. Domnul Iisus spune, atenție, discernământ. În al doilea rând, Domnul spune, este important să înțelegeți corect crizele politice și internaționale. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Să nu vă spăimântați că lucrurile acestea trebuie să se întâmple. Dar încă nu va fi sfârșitul. Un neam se va scula împotriva altui neam și o părăție împotriva alteia și pe alocurea vor fi cutremure de pământ și foamete și tulburări. Aceste lucruri vor fi începutul durerilor. Atenție să înțelegi corect crizele internaționale. De atâtea ori când apare un conflict undeva, a apărut conflictul în Afganistan cu talibanii și au spus, acesta este semnul sfârșitului. A apărut războiul de 6 zile din Israel și a spus, acesta e sfârșitul. A apărut criza din Irak cu Saddam Hussein, acesta e sfârșitul. A apărut criza, războiul din Afganistan, ăsta e sfârșitul. Războiul din Libia, ăsta e sfârșitul. Războiul din Siria, ăsta e sfârșitul. Și vin oameni care predică asemenea interpretări eronate ale istoriei și duc oamenii în rătăcire. Atenție! Ne uităm la ce se întâmplă în istorie și ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea discernământ.
Atenție să interpretăm corect calamitățile naturale, nu doar crizele istorice. Vor fi cutremure de pământ, va fi foamete, vor fi ciumi. Apare un cutremur în China, ăsta e semnul sfârșitului. Apare un cutremur în America Latină, acesta e sfârșitul. Iată, în California, ăsta e semnul sfârșitului. Apare un cutremur în altă parte, acesta e semnul sfârșitului. E o inundație, este o calamitate, este o ciumă. Când a apărut virusul acesta care a aruncat lumea în criză, au venit mulți și ne-au spus, acesta este semnul sfârșitului, ciuma care anunță sfârșitul. Ne uităm la toate acestea și înțelegem că sunt parte din mersul istoriei. Dar când Domnul Iisus le spune ucenicilor toate acestea, le explică următorul lucru. Cine-i la cârma universului? Domnul Dumnezeu. Dumnezeu este la cârma universului. Atenție, nu vă uitați la toate acestea. Ca și când ar fi semnele sfârșitului, pentru că nu sunt. De atunci, la ce să ne uităm? Luați seama la voi înșivă. Pentru că, pe lângă aceste probleme de confuzie spirituală, crize internaționale și calamități naturale, urmașii Domnului Iisus vor avea parte de confruntări extraordinare. Băgați de seamă și uitați-vă la voi și pregătiți-vă pentru confruntările care vin. Care sunt confruntările? Prigoanele, persecuțiile. Au să vă dea pe mâna soboarelor judecătorești și veți fi bătuți în sinagogi. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților pentru ca să le slujiți de mărturie. Aveți grijă pentru că pe calea aceasta a credinței, până când va veni sfârșitul, până la final veți avea parte de confruntări extraordinare. Veți avea parte de prigoane, veți avea parte de suferință, veți avea parte de bătăi, veți avea parte de multe și multe încercări. Cântarea pe care am cântat-o înainte de predică, nu norul este veșnic. Știți unde a fost scrisă? În închisoare. Acolo erau zidurile și porțile de fier. Acolo scrâșnea ura. Și acolo, în acele chinuri, frații noștri au compus această cântare. Când am avut parte de prima confruntare deosebit de nemiloasă cu securitatea și m-au luat și m-au dus în beciul clădirii securității și când am auzit ușile de fier care se închideau în urma mea pe măsură ce mergeam după ofițerul care m-a luat. Știți ce mi-a venit în minte? Nu te uita la ziduri. Și cântarea aceasta m-a întărit în confruntare ce e. Domnul spune, veți avea parte. Și Biblia ne spune că pe calea credinței persecuțiile sunt o realitate. Întoarceți-vă, rog, la Evanghelia după Marcu, la capitolul 10. Evanghelia după Marcu, la capitolul 10, versetele 28 la 30. Petru a început să-i zică, iată, Doamne, că noi am lăsat totul și te-am urmat. Iisus a răspuns, adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau soție, sau copii, sau holde pentru mine și pentru Evanghelie, și să nu primească acum în veacul acesta de 100 de ori mai mult, case, frați, surori, mame, copii și holde, împreună cu prigoniri. Prigoana este parte din pachetul pe care îl primește fiecare copil al lui Dumnezeu. Toate binecuvântările vin la pachet cu prigoana. În 2 Timotei, capitolul 3, versetul 12, Apostolul Pavel spune, toți cei care doresc să trăiască cu evlavie vor avea parte de prigoane, de persecuții. Prigoana sau persecuțiile sunt parte din pachetul nostru. Mai vrei să iei pachetul? Mai vrei să iei ceea ce Dumnezeu îți oferă dacă a pus la pachet și prigoană?
Ba mai mult, ne spune textul acesta, prigoanele vin din mai multe părți, nu doar dintr-o parte. În versetul 8, ni se spune că veți fi dați. Versetul 9, au să vă dea pe mâna soboarilor judecătorești. Veți fi bătuți în sinagogi din pricina mea și prigoana vine aici din partea altor religii. Prigoana copiilor lui Dumnezeu poate să vină din partea altor religii. În cazul lor, din partea iudeilor, din partea iudaismului. În alte părți ale lumii, din partea altor religii, din partea islamului, a hinduismului, a altor religii, copiii lui Dumnezeu sunt prigoniți de reprezentanții altor religii. Și prigoana e nemiloasă. Nu sunt aici părinții noștri sau bunicii noștri să ne spună când erau bătuți la școală cu Biblia în cap. De reprezentanții altor religii. Da, este parte din pachetul pe care Dumnezeu o lasă. Dar continuă, nu doar din partea altor religii, ci ne spune, veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților pentru ca să le slujiți de mărturie. Prigoana vine din partea instituțiilor de stat, dregătoriile și împărații, conducătorii politici. Prigoana vine din partea statelor. După ultimele statistici, sunt 66 de țări ale lumii în care, în mod sistematic, guvernele, statele, autoritățile persecută creștinii. 66 de țări. Vin de acolo. În Matei 24, textul paralel pentru cel din Marcu 13, Domnul Iisus menționează ceva ce nu este menționat în Marcu. 24:10. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții. Este această prigoană care vine din partea fraților mincinoși. Din partea celor care îi vând pe frații lor. Care se fac unelte în slujba prigonitorilor și îi vând pe frații lor. Când le spunem lucrul acesta celor care s-au născut după 90, au impresia că vorbim despre povești. Fratele Doru știe... Primesc periodic din partea acestui centru care verifică arhivele fostei securități, primesc scrisori oficiale în care mă anunță cine m-a vândut securității în vremea comunistă. Când eu mi-am văzut dosarul, în urmă cu câțiva ani, m-am dus pregătit, mi-am luat col ministeriale și creion, m-am așezat pe scaun cu dosarul în față, de la ora 9 dimineața până la 5 după masa nu m-am ridicat pe scaun, ci am notat numele celor care m-au vândut. Știți câte pagini am umplut? 15 col ministeriale și pe față și pe dos cu scris mic. 15 col ministeriale. N-a fost biserică pe care să o vizitez în țară unde să nu fie vânzător de frați. Inclusiv în biserica numărul 2 din Oradea. Oameni care veneau la mine în casă sau la biroul bisericii. Cu un motiv sau altul ca să vadă ceva, să meargă, să mă vândă la securitate. Dar asta se întâmplă acum în 66 de țări ale lumii. Vine prigoana de acolo și continuă. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și îi vor omorâ. Prigoana din familie. Persecuție în familie. Din pricina pocăinței, cei din familie te urăsc și te prigonesc.
De curând am aflat despre o fată care s-a întors la Domnul și părinții s-au năpustit asupra ei cu o ură extraordinară încât au izgonit-o de acasă. Asta e România. Și câți dintre cei care sunt copii al lui Dumnezeu n-au de îndurat batjocuri și umilințe din partea celor din familie? Da, prigoana este o realitate. Vine din mai multe părți și ne întrebăm, da, de ce? De ce toate astea? De ce vin toate aceste suferințe, toate aceste lovituri, toate aceste necazuri? Luați seama la voi înșivă. Au să vă dea pe mâna soboarilor judecătorești și veți fi bătuți în sinagogi din pricina cui? Domnul spune, din pricina mea. Versetul 13. Veți fi urâți de toți pentru numele meu. Domnul spune, din pricină că v-ați asociat cu mine, din pricină că v-ați identificat cu mine, din pricina aceasta aveți parte de suferință. Pentru că ați trecut de partea mea, din pricina aceasta veți avea parte de mari încercări. Dar de ce? De ce, dacă trecem de partea lui Dumnezeu, de ce se declanșează ura aceasta? Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Pentru că este o ură cosmică împotriva Domnului nostru Iisus Hristos. Întoarceți, vă rog, la Faptele Apostolilor, care rezumă ceea ce afirmă Psalmul 2. Dar în Faptele Apostolilor, ucenicii, după ce au parte de prima lor confruntare cu autoritățile iudaice pentru credința lor, și sunt în fața Sanhedrinului și sunt amenințați, le-au dat drumul. Fapte 4 de la 23. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ei lor și le-au istorisit tot ce le spusese preoții cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: Stăpâne Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul tău: pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva cui? A Domnului și a unsului său. În adevăr, împotriva robului tău cel sfânt, Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel. Este această conspirație mondială împotriva Domnului. Dar de ce îl urăsc oamenii pe Domnul Iisus? De ce este urât de toate popoarele și de toți dregătorii și de toți oamenii? De ce este urât? Motivul este următorul. Pentru că El este singurul care este calea, adevărul și viața. Pentru că El este singurul mântuitor. El este singurul care ne-a eliberat de sub robia celui rău. El este cel care l-a legat pe cel rău și ne-a scos din robia diavolului. Slăvit să fie Domnul! El este cel care ne-a schimbat viața. El este cel care ne-a transferat în împărăția cerurilor. El este cel care ne poartă în carul lui de biruință. El este cel care ne duce din biruință în biruință până la destinație. Din pricina lucrării Lui, pentru mântuirea ta și a mea, este urât, este dușmănit, este detestat. Ar vrea să-L scoată din istorie, ar vrea să-L scoată din credința oamenilor, din mintea copiilor. Și dacă ai trecut de partea Lui, beneficiezi de ura care este împotriva Lui Hristos. Din pricina aceasta, ești urât. Mai ești urât din următorul motiv. Pentru că în timp ce este această prigoană, este această încleștare împotriva Domnului, Domnul Iisus mai spune ceva. Evanghelia aceasta va fi propovăduită unde? În toată lumea. Ce este Evanghelia? Evanghelia este vestea bună a mântuirii în Domnul Iisus Hristos. Pe măsură ce oamenii îl urăsc, pe măsură ce oamenii se luptă împotriva Lui,
Pe măsură ce copiii lui Dumnezeu sunt prigoniți, Evanghelia se duce până la marginile lumii ca să audă oamenii despre harul lui Dumnezeu în Iisus Hristos, despre vestea bună a mântuirii, despre eliberare, despre transformare, despre protecție dumnezeiască, despre gloria cerului. Și Biblia spune toate acestea ca să slujească de mărturie. Și paragraful acesta din capitolul 13 se încheie cu următoarea afirmație a Domnului. Veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar cine va răbda o zi, va răbda o săptămână, cât va răbda? Până la sfârșit, acela va fi mântuit. Persecuțiile sunt parte din cea mai interesantă metodă de testare a credinței noastre. Prigoana este metoda lui Dumnezeu de a verifica dacă credința mea și credința ta este adevărată sau nu. Necazurile și strântorările, încercările dovedesc dacă am o credință adevărată sau falsă. Întoarceți, vă rog, la Matei, capitolul 13. Evanghelia după Matei, capitolul 13. De la versetul 18 în continuare. Ascultați dar ce înseamnă pilda semănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine unecasa o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Credință falsă. Credință care nu-i autentică. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Prigoana este confruntată cu perseverența credinței. Cu cât este prigoana mai mare, cu atât strălucește mai tare credința. De aceea, ne spune cuvântul în Epistola către Evrei, încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine, va veni și nu va zăbovi. Dar cel neprihănit va trăi prin credință. Dacă dă înapoi, zice Domnul, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Dumnezeu nu-și găsește plăcerea într-o credință care dă înapoi. Și spune cuvântul, noi nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Încercările, fie din partea altor religii, fie din partea autorităților, fie din partea fraților și surorilor mincinoși, mincinoase, vânzători, fie din familie, fie de la locul de muncă, este proba care verifică dacă e credința adevărată sau nu. Cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Și apoi spune Domnul, pe lângă faptul că este dovada dacă e credința adevărată sau nu, slujește de mărturie. Modul în care trecem noi prin încercări este una dintre cele mai puternice mărturii pentru adevărul Evangheliei. Și la scurtă vreme, după ce Domnul Iisus le-a spus lucrurile acestea, s-a înălțat la cer, urmașii Domnului au avut parte de prigoane. Deja din Faptele Apostolilor, capitolul 8 începe prigoana, de fapt din capitolul 6 cu Ștefan, și se lăgește prigoana și apoi vine în tot Imperiul Roman. Dați-mi voie să vă citesc câteva exemple. Erau luați creștinii și duși în fața dregătorilor, a împăratului roman sau a consulilor, proconsuli, autorități, și li se cerea să jerfească tămâie în fața unui altar și să declare, când ar tămâie, să declare, Cezar este Domnul.
Și dacă ardeau tămâie și spuneau Cezar este Domnul, erau lăsați să meargă liberi. În fața acestei amenințări, creștinii se duceau și în fața altarului păgân strigau. Știți ce strigau? Iisus Hristos este Domnul. Asta nu era lozincă. Astăzi unii rostesc lozinca asta așa de ușor. Vin în fața unui grup și spun, Iisus Hristos este Domnul. Atunci când cineva îi spunea, Iisus Hristos este Domnul, spuneam, trecut de partea Lui și sunt gata să plătesc cu viața. Ignatius din Antiohia, condamnat la moarte de împăratul Traian, și în timp ce era executat, s-a rugat și a spus, îți mulțumesc ție, o Domnul meu, că m-ai găsit vrednic de o asemenea onoare. Eu sunt grâul lui Dumnezeu, care va fi măcinat între colții acestor fiare sălbatice care mă vor sfâșia, ca să devin o pâine pentru Domnul și pentru urmașii Lui. Și cu asta a fost aruncat la fiare. Policarp de Smirna. Ignatius a fost condamnat la moarte în 107 după Hristos. Policarp de Smirna, la 155 după Hristos, la 86 de ani, când a fost dus în fața consulului roman ca să se lepede de Hristos, consulul i-a spus, păcat de părul tău cărunt, om bătrân, arde și tu puțină tămâie înaintea împăratului și poți să mergi liber. Și Policarp a răspuns, dacă tu poți să te gândești pentru o singură clipă că aș face așa ceva, atunci ești în situația în care nu știi cine sunt. Ascultă-mă cu atenție. Eu sunt creștin. Bătrân, i-a zis consulul, blestemă-l pe Hristos și te las liber. Și Policarp a răspuns, 86 de ani l-am servit pe Hristos, pe Domnul meu, și niciodată n-a făcut ceva să mă dezamăgească. Cum aș putea să-l blestem pe împăratul care m-a mântuit? Nu vezi fiarele sălbatice, spune consulul? Dă-le drumul, spune Policarp. Mi-aș schimba modul de gândire dacă ceea ce se întâmplă m-ar duce de la rău spre bine, dar n-am să schimb niciodată credința mea în ceea ce este adevărat pentru o minciună. Dacă nu-ți pasă de fiarele sălbatice, am să te ard de viu, i-a spus consulul. Tu mă ameninți cu focul care arde pentru un ceas și apoi se stinge? Dar nu știi nimic de focul judecății de apoi, care nu se va stinge niciodată. A două animale sălbatice s-au prins de focul. Și în timp ce era dus la execuție, Policarp s-a rugat și a spus, Doamne Dumnezeule, Tatăl binecuvântatului meu Salvator, îți mulțumesc că m-ai găsit vrednic să primesc coroana de martir și astăzi să mor pentru slava numelui Tău. Mărturiile multora ca el, în arenele romane, în piețe publice, mărturiile acelea au cutremurat Imperiul Roman și în decurs de 100 de ani, de la mărturiile acestea, Evanghelia a cucerit Imperiul Roman. Și Apostolul Petru ne spune în 1 Petru capitolul 4 și apoi în 5, când se întâmplă așa ceva, Duhul Slavei se odihnește peste voi și Dumnezeu este slăvit. Frați și surori, ucenicii întreabă când? Domnul le spune cum. Ucenicii întreabă care semnele? Și Domnul spune care-i credința? Ucenicii vor calendar și Domnul cere caracter.
Și noi umblăm astăzi într-o lume care este atât de confuză și ne rugăm ca Dumnezeu să ne țină credința până la sfârșit. Dar este pericolul să ne lepădăm de credință. Doar cine va răbda până la sfârșit, doar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Așa e că spunem acum, Doamne, ne-ai chemat să perseverăm, să fim credincioși, dar oare pot prin puterile mele? Duminica viitoare ne vom uita la ceea ce face Dumnezeu la tot puternic, cu noi niște oameni așa de slabi. Pentru că la perseverența noastră este păstrarea sfinților în har. Nimeni nu vă poate smulge din mâna mea. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Necazul sau strântorarea sau foamete sau sabia? Sunt bine încredințați, spune Pavel, că nici moartea, nici viața, nici înălțimile, nici adâncimile, nicio altă făptură nu ne vor putea despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Amin.